că abandonăm satele, că nu vedem acolo oportunități de dezvoltare. Îmi pare rău că există această opinie, de când acolo e viața. Ne-am îndepărtat atât de mult de rădăcini, de ceea ce suntem, de esența noastră, de nevoile noastre. Noi oamenii nu avem nevoie de joc, de fapt. Noi nu avem nevoie de gaze de eșofament, noi nu avem nevoie de gălăgia asta, de poluarea fonică, de tot zgomotul care există în oraș. Noi avem nevoie de liniște, să ne auzim pe noi înșine gândurile noastre și pentru asta am mers și noi în sat, asta am căutat noi. Și această pandemie, mai bine zis carantina, perioada de carantină, a venit pentru noi ca un cadou. Noi ne-am confirmat faptul că suntem foarte fericiți în familia noastră, uite așa în liniște, cu activitățile, rutina noastră și am înțeles că ne-am mutat cu mare drag în sat.